Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Stuza, Ora de Veghe, Studio Epoch Times, un titlu frumos și vesel, Șoricei uzi. O să înțelegeți cam unde batem. Sperăm. Sperăm. Și preiau, eu, și preiau eu introducerea, pentru că doamna Nicoleta Savin e un pic afectată de titlu. Afectată de acest titlu. Aș vrea, în primul rând, să urez seara bună tuturor, dar cel mai important lucru, cea mai importantă știre în seara asta este că s-a descoperit motivul pentru care, de fapt, Ucraina sapă șanțuri prin Delta și aș ruga să-mi dea poza regia. Am găsit această postare care spune tot. Da? Deci Delta Dunării este atacată cu intenția de a fi distrusă, pentru că în Coran, Dumnezeu ne zice că acolo se ascunde, unde sunt cele mai multe păsări, da? Și mai mult, acești oameni, adică ucrainenii, știu că Zamolski a fost de fapt Iisus și vor să șteargă urme ale Scripturii de pe fața pământului. Da? Deci, ca să fie foarte clar, toți ce auziți în presă nu e adevărat. Adevăratul motiv nu e că vor să ne sece Dunărea nouă, sau da, ci că Zamolski a fost Iisus, da? Așa e la noi. Și crezi că... Ce? Crezi că n-are urmăritori? Oho. Cu cât mai bezmetică, cu atâta mai... Îl mai ține pe cumpănașul, ce urmăritori avea? Ce s-a întâmplat cu dosarul cu fata aia? Măi, e cam tren. Nu știm ce au făcut. În orice caz, cumpănașul era cu Republica lui Cumpănașul de Spartan. N-avem o condamnare definitivă în dosarul acela. Deci cu Republica de Spartani al cumpănașul, ce s-a întâmplat cu ea? Care venea și zbiera la cameră de mașină și zbiera o jumătate de oră. Bă, vine că putea. Adică... Fenomenul Craiova a produs o televiziune. A făcut și el ceva. Alu Codiță. Da. Deci domnul Codiță a luat întâi estrada, așa se chema, de la un domn care vindea ceaiuri, care l-a luat de la un alt domn care nu știu ce mai făcea. Nu îți vine să... Deci a luat estrada, a luat nu știu câte amenzi, i-au închis-o, și nu i-au închis-o, că i-au închis-o, cum să spun, ca represalii. I se sfârșea licența și nu i-au prelungit-o. Da. Așa. A cumpărat o altă televiziune, cine tube sau așa ceva, de documentare și acum a apărut cu o televiziune nouă. Nu e chiar nouă și se cheamă... Nici nu are importanță cum se cheamă, n-ați pierdut domnul, nimic. Deci, domnul, îi faci reclamă. N-ați pierdut nimic. Nu ți-aș spune să o numești. Îi faci reclamă și e numești. E cu Codruța Cerva băgată pe acolo. Da, Codruța Cerva, cu Adriana Bacmuțanu, cu Diana Șoșoacă și toată... E televiziunea care ți-a furat ție titlul de emisiune. Da. Și s-a numit Ora de Veghe. Ora de Veghe. Șapte zile se numea Starea de Veghe de un an. După 7 zile s-a numit Ora de Veghe. Măi copii. Dar din fericire, de ce în ziua în care am sesizat și am sunat, au început emisiunea cu Starea de Veghe, am trimis un mesaj protestând că vai, am discutat și nu vă țineți de cuvânt și au sfârșit emisiunea cu... Au început cu Ora de Veghe și au sfârșit cu Starea de Veghe. Deci au modificat, s-a soluționat. Dar simplu fapt că 7 zile și-au permis, spunând vina unii pe ceilalți. Realizatoarea spunea mi-a impus șeful, șeful spunea a vrut realizatoarea. Și cu toate astea eu cred că a fost acolo întotdeauna cerșe la famă. Este o chestie. Nu vreau să vorbesc că speculez și nu știu, da? Este o poveste să apară după 11 ani fac Ora de Veghe și să vină o televiziune care să meargă cu Starea de Veghe un an și să treacă chiar cu Ora de Veghe. Are legătură cu tine, are legătură cu mine. Știu, dar nu vă mai străduiți, tocmai ce mi-am plătit asta atentările la OSIM, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Ora de Veghe este marca Nicoleta Savin, la revedere, nu o luați nici dacă mor. După 10 ani am dreptul să o prelungesc. Am înțeles. Oricum nu contează, în 10 ani se clarifică multe lucruri și nu o să mai facă nimeni nimic. Așa. Asta nu spusesem la vremea respectivă, dar aflați acum ce mi s-a întâmplat. Măi, se fac liste. Eu tot spun, adică mai mult de atât nu pot să... N-am ce să... Iarăși, nu pot. Pățești tu ca cu Bocancea, nu? În seara asta pe Bocancea l-au călcat băieții de la B1 TV, care mie îmi plăceau. Haide, explică tu, oamenii. Îți spun eu, Bocancea coordonează un volum cu vreo 40 de autori care își dau un volum despre ce se întâmplă în Ucraina. Și
câți cei cu filorușii din România. Cartea a fost retrasă de editură, n-a apucat să ajungă în piață, s-au împrăștiat 100 de exemplare, cât să la autor și la câțiva, cât să se recenzeze, dar ea n-a ieșit în piață propriu-zis. Păi a murit, a fost născută moartă, gata. A sărit Liviu Mihai în aer, care nu e pe listă. Păi, nu e pe listă, dar a sărit el în aer primul și a amenințat cu instanța și cu de toate, pentru că acolo sunt două greșeli sesizate de băieții de la B1, decisive, zic ei, dar... Stai, acolo în carte era o listă cu vectorii rusești propagandei rusești în România. Pe cine au apărat băieții omorând toată cartea și pe Bocancea făcându-l bucăți. Pe Ioana Stănciulescu, care e invitată mereu la B1, pe Mirel Cura, care chipurile pe subiectul Ucraina este corect. Așa zice, Zelenski, da, așa zic băieții de la... Și pe vaccin, la fel, e corect, care are nevasta medic și știe ce important e. Pe Mircea Coșa, de ce caut acolo, că nu e de acolo, și nu mai știu pe care. În rest, sunt vacciniștii și prorușii care se cunosc. Cu... Nu stau să-i numi. Nu știu că se cunosc, că nu prea vrea nimeni pe lista aia. Normal că nu e bine să te simți. Și Șoșoacă vrea pe lista, în rest nu vrea nimeni. Și ea și mai păi bine, ea nu o să conteste, adică face vizite la ambasada Chinei mai, toată lumea care, mai des decât mă duc eu la dentist, n-are cum să conteste. Care iubește ambasada Rusiei și Rusia în genere. Severin era? Și Severin și... Poftim, nici nu vine să cred. Ce căuta pe lista aia? Și Pătrușcă și toată lumea care scrie. Ăștia de la Critic Spanac? Critic Spanac, Active News, toată gașca. Pătrușcă? E Pătrușcă acolo. Bine, asta e o listă făcută de niște oameni, până la urmă ce contează. Acolo sunt 40 de materiale. Unul dintre ele face această listă. Uh-huh. Omul ăla e non grata, îl dau toți în judecată, amenință cu procese. Editura s-a speriat și a retras volumul, efectiv. De unele lucruri nu poți să vorbești în România. Da. Rusia e unul dintre ele. Deși unul din băieți a avut o poziție de mare bun simț, Buzeanu, spunând: hai să vorbim cu autorul, pentru că Bocancea zice: domnule, eu sunt coordonator, dar n-am stat să am paginat, nu pot face cenzură, nu-i ca într-o redacție. Nu, că dacă te găseai mata pe listă, cum te simțeai, că nu știu ce. Acum, eu înțeleg și asta, să mă cheme Stănciulescu și să mă văd acolo când, cu ce au demonstrat băieți. Au venit cu postările ei de la 24 februarie începând și ea scrie zilnic o pastilă anti-Putin și cum adică să o faci putinistă, că vectorii lui Putin nu îl fac criminal și... Asta nu e neapărat așa, conserv. Nu vreau să spun că ar fi sau nu ar fi, nu vorbesc de Ioana Stănciulescu aici. În genere. Deci astăzi s-a produs acest naufragiu la... În general, dacă vrei să otrăvești dinamicul, te duci și plantezi o conservă. Nu. Care te înjură pe tine. Că doar tu, n-ai nicio treabă. Deci de-aia e conservă, ca să stea acolo, să pară că e bine regimentată, că e împotriva ta, că una alta. Și la momentul oportun o desfaci, o recoltezi. Problema este că ei nu l-au sunat pe acest domn care a scris. Da. Materialul pe care au discutat băieții a apărut în Press Hub. A fost și Răzvan Chiriță la telefon, dar n-a apucat să zică nimic, că Zamfir era atât de supărat din cauza de Ioana Stănciulescu, că s-a terminat emisiunea, din care n-a înțeles nimeni nimic. I-au dat prilejul Bocancea să fie arogant. La sfârșit și-au adus aminte că Bocancea este totuși condamnat la un an cu suspendare și este încă rector la Petre Andrei și că, altfel spus, e o persoană care nu prezintă credibilitate. Nu prezintă credibilitate, iar Institutul European, vezi, doamne, nu e Institutul European, e editura Institutului European, care nu e finanțată de stat și așa mai departe. În concluzie, se duce totul ridicol, se aruncă totul în aer și eu arunc o mânușă. Are cineva îndrăzneala? Că bine, nu era științific, era de pildă Valerian Stan, omul cu laptopul, științific nu face așa ceva, știi? Are cineva îndrăzneala, științific, riguros, cu ce s-a făcut până? O teză de doctorat mi-a place pe tema asta. Zici? Da. Dar n-ai timp de așa ceva. Nu, ci oamenii care vor să facă doctorate ne-ar face un bine, întregii românii, să ia și să vadă... Oamenii care fac doctorate? Da, oamenii care fac doctorate reale, nu vorbim de din ăștia. Nu vorbești de... Nu, studenții ăștia care chiar de vor de Gabi să Oprea, nu vorbești. Nu vorbesc. Omul cu interes. Tocmai ce s-a amânat a treia oară pronunțarea în procesul. Oare de ce se amână? Că... Nu s-au decis, băieți ăștia, dacă e de vină sau nu e de vină. Sau nu e de vină? Măcar moral e de vină, pentru că dacă dai cu biciul un băieț să alerge... Eu rog copiii, că sunt tineri și se pot face un bine României,
să aleagă ca temă de doctorat și să studieze tot ce înseamnă expozeu public perioada asta și să vedem care unde s-a situat. Pentru că dacă unii încă mai sunt camuflați filoruși în inimile lor, alții pe față o spun, nu se mai jenează și nu se mai ascund și nu niciun soi de palpitații. Asta este. Sunt niște lucruri de care nu prea poți să discuți în România. Noi avem aici o televiziune minunată care a fost interzisă în Moldova pentru propagandă prorusă. Da, dar știi ce a făcut România TV recent? Care e ultima ispravă a României TV? Eu nu pot să o numești altfel decât ispravă. Să chem pe doamna Tauber, să o invitați special în emisiune. Mm-hmm. Tu, Ciutacu. În condițiile în care femeia asta este mâna dreaptă sau în partidul ușor, nu știu ce să spun că e, Lila Anșor, da? Și e urmărită penal în Moldova și are problemele pe care le are acolo și noi am ajuns să găzduim astfel de voci. Da. Și să le dăm autoritate. Păi de ce nu? Pe televiziunea noastră. Deci ea nu poate să facă propagandă filorusă în Republica Moldova, dar o face în România la postul fugarului Ghiță. Și nimeni nu zice nimic. Așa e România mai complexă. Da. Și ne tot agățăm de chestia asta că e complexă, uitând să... Adică făcând... prefăcându-le că nu vedem adevărul, și anume că băieții ăștia, lista aia cu proruși... Hai să spun cum se fac jocurile, Adrian. Știi marea dezvăluire a Elenei Udrea, Ancuța Alexandrescu, scandal, dacă până joi nu primesc răspuns și da. Dacă primești, dacă ce nu primesc public. N-am mai publicat nimic. Deschid în fiecare zi realitatea, m-am plictisit deschizând-o degeaba, inutil. Ce s-au răzgândit? S-au răzgândit. S-au răzgândit. De ce a făcut-o? Pentru că trebuia să se pronunțe în alta curte. Dacă în alta curte îndrăznește să spună nu beneficiază de prescripție, vor face circ. Dar a mizat pe faptul că îi silește pe cei din PDL care au primit și ei bani ca e finanțarea partidului, nu a Elenei Udrea, să tragă sfori să-i fie bine. Și ăsta a fost șantaj pe față. Și Ancuța Alexandrescu a vrut să-l legitimeze că aveți, Doamne, mare lucru bun. Televiziuni care fac astfel de lucruri. Deci lumea a uitat că fără să ceară voie la CNA, România TV a avut fluviu dezvăluiri de la Ghiță Fugaru, care lăsase înregistrări, le ducea la poartă, o poveste de stătea mintea în loc, n-a zis nimic CNA-ul. Lumea a uitat că la Realitatea TV de data asta dezvăluia de mama focului de toate pentru toți domnul Rizea, spovedania lui Rizea din carte, da. Era reluată și la televizor, da? De către domnul Rizea, acum spovedania Elenei Udrea și mă întreb până unde mai mergem. Pentru că îi place sau nu Elenei Udrea, dreaptă sau nedreaptă, acolo e o decizie definitivă și irrevocabilă și este în penitenciar pe un proces și mai are două pe rol. Până la capăt mergem, dar ce, nu știm deja asta? Eu îi înțeleg, ea se întreabă de ce eu, pentru că au făcut și alții asta. Da. Da? De ce eu? Și nu e singura care se întreabă de ce eu. Dar... asta se cheamă presiune la justiție și nu e de vină că a încercat. E de vină că Alexandrescu că a dat curs. Și mă întreb de ce a dat curs. Ei, te întreb și tu așa că... Retoric așa, bineînțeles. Facem că nu știu. Mă fac că nu înțeleg. Ne facem proști. Ne facem că nu înțelegem asta. Sunt niște lucruri care nu poți să pomenești în România. Unul e... poți să înjuri Rusia cât vrei, dar nu și pe oamenii Rusiei. Știi? Păi da, că dacă înjurai... asta au și spus în emisiune. A mai fost un text de genul ăsta, dar fără nume. Ăla n-a lovit pe nimeni. Nu poți. Nu, adică dacă generalități... Dacă îi pui pe băieți cu fundul pe sobe, există așa o neliniște. Nu. Da? Ce altceva poți să... Nu poți să vorbești? Nu poți să vorbești de China foarte tare. Uh-huh. Nu prea poți. Am încercat Pavel Popescu și am promis un film, sau sunt în Parlament cu un proiect, să închide instituțiile alea Confucius. Uh-huh. Hai să... Ce crezi că ai avea de spus dacă tu, de exemplu, ai fi Sorin Lavric, care umbli în gură cu deținuții politici toată ziua, până luările de cuvânt până în Senat, da. Și vituperezi împotriva comunismului, această ideologie, bla, 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 bla. Ia, dați-ne și nouă pe Sorin Lavric să vedem ce a avut dânsul de spus. Despre ideologia comunistă chineză. Da, 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 da. Care ei le pierd. Deci când luați acest vot, vreau să fiți conștienți că veți valida o rețea de propagandă pentru niște puteri care
nu țin cont de ceea ce înseamnă drepturile umane, viețile celor care mor la câțiva kilometri de granița României versus un sistem democratic lăsat de Dumnezeu cu niște valori democratice la care eu cred și sper în continuare că România va rămâne fidelă. Domnul deputat, m-ați înspăimântat cu tonul dumneavoastră înverșunat împotriva Chinei. Noi suntem, de fapt, victimele unui conflict care se petrece peste capul nostru între China și America. Este un conflict polivalent. Este militar, tehnologic, cultural, ideologic și așa mai departe. Iar noi cădem la mijloc și trebuie să sacrificăm cultura prin aceste institute Confucius de dragul acestui conflict. Iar dumneavoastră împingeți devoțiunea față de partenerul strategic al Statelor Unite, fără îndoială facem parte din NATO și le respectăm, trebuie să respectăm această alianță, împingeți această devoțiune până la o slugărnicie oarbă față de americani și în același timp bătând spre ostilitate obtuză față de chinezi. Nu putem să sacrificăm și să încetăm colaborarea pe linie universitară între noi și China pentru a da satisfacție americanilor. Despre asta este vorba. Iar dumneavoastră sunteți purtătorul de cuvânt al acestei ostilități față de China. România și China, pe vremuri, aveau o relație extraordinară. Am sacrificat-o, am întors spatele Chinei și astăzi bănuim orice instituție culturală de spionaj și propagandă. Păi haideți să închidem și bazarurile și restaurantele chinezești, probabil că și acolo sunt focare. Deci sunt pentru respingerea acestui proiect legislativ. Domnule, vă rog frumos. Avea un idol pentru care zice că a intrat în politică. Pe lângă faptul că simte nevoia să-l ajute pe minunatul om, eu l-am întrebat ce i-a venit să intre și mi-a zis că trebuie ajutat acest minunat patriot numit George Simion. Dar se revendică din Marcel Petrișor, se întoarce mormânt Marcel Petrișor, dacă ar auzi așa o elucubrație. Înțelegi? Deci se întoarce mormânt categoric. Mă, Marcel Petrișor închis, nu știu câți ani, în temnițele comuniste, cu cărți scrise despre ce în temnițele comuniste și așa mai departe. N-a visat vreodată că vreunul din copiii crescuți de el și Lavrica acolo e și Lavrica, că mă doare din alt punct de vedere, un intelectual subțire, un tip care a tradus din Heidegger, un tip care a făcut și facultatea de filozofie, a făcut l-a și facultatea de medicină. L-a tradus pe Heidegger, nu a tradus. L-a tradus. L-a tradus și l-a pe Heidegger. Tradus, l-a trădat pe Heidegger ca să fim... Cum înhami un filozof de marcă în coada lui George Simion? Asta întreb și eu. Șef de galerie la Rapiduleț. Asta, deci mie când mi-a spus asta telefonic, prietenește l-am sunat. Când cetățeni. La vremea respectivă și mi-a răspuns de m-a amuțit. Din momentul ăla, eu am spus la Vric, e în mâna lor cu ceva, pentru că nu poți să trădezi fibra din tine. Eu nu sunt de aceeași. Deci ce zice domnul aici este că, domne, trebuie să ne păstrăm neutralitatea de dragul schimbului cultural. Da. Dar poți să fii neutri cu China? Neutralitate. În primul rând că e o bășcălie asta, da? Deci institutele alea Confucius, pentru toată lumea, sunt sub egida unei organizații numită Han Ban, care ține de Ministerul Extern al Chinei comuniste, da? Pe care se scurge tot soft power-ul chinez în stânga și în dreapta. Au tone de oameni, că acolo la China oamenii, încă mai au oameni. Sunt o glumă proastă. Și care nu trebuie decât să dai o căutare pe internet, să vezi ce înseamnă Institutul Confucius. Noi știm cine le-a adus în România, cine le-a băgat până Sibiu, prin București, nici o problemă. Cluj. Cine mai tăia și cine mai tăia cordoane umbilicale la institutele astea? Domnul Ponta. Agentul chinez de influență. La Beijing, adică agentul chinez de influență Victor Viorel. Nu sunt niște secrete lui pește prăjit. Dar ceea ce s-a constatat cu ocazia asta și eu mă bucur. Mai era și domnul Bodog, pentru că nu l-am mai băgat aici, că domnul Bodog de la Oradea, domnul era absolut furios. Și zici, mă, dar de ce e domnul Bodog? Adică aici știe că George Simion a intrat în contact cu chinezii, s-a scris în presă, e adevărat ce s-a scris. Și de acolo încolo poți să imaginezi orice. Dar, și domnule, Bodog, și zic, băi, Bodog, ce face ăsta? Medicină, Oradea, ok. Nu. Mai, nu pot să trec peste subiectul ăsta, că mi-am adus aminte, am citit azi o știre care m-a
dat jos din picioare. Țin minte un colonel care avea, el a spus că e colonel și are un sac cu pietre în spate și îl dă jos și... Nu era la care alerga gol până Oradea? Nu, un colonel de presa noastră, care... Turcescu? Așa. S-a aterizat la Pandele TV? Da, domnule. Păi ce? Nu mai pot, domnule. Nu, cum adică? Cum care adică? Care e știrea? Te dă afară B1 TV, apropo, tot de că îl inviți pe Tomozei care face apologia chinezii. Ăsta e, Sorin Lavrica, am vrut să o spun și a fugit din creierii mei obosiți. Aha. Pare că devine un al doilea Dan Tomozei al României. Da, 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 da. Aha. Umblă în gură cu deținuții politici, cu martirii, cu toate alea, cu bă, și pe de altă parte. Iubește China. Îi dă cu comunism. Știi cum faci? Și dacă te duci la Dan Tomozei pe pagină cu sfinții închisorilor, cu Arsenie Boca, așa faci politica și a Rusiei și a Chinei. Ce își dorește Rusia? Ca statele foste membre ale Tratatului de la Varșovia să se declare neutre. Da. Pentru că el le poate călca oricând. Da. Neutre în sensul mă rup de America, mă rup de Europa, stau aici cu minte eu care de la pași 8 pot pe puterile mele. Și devin pașalâc. Și devin țarat. Țarat, da. Deci Turcescu. Gubernie. S-a dus la Pandele Firea și va face emisiune. Dar nu e o știre. Se poate să ducă oriunde pentru bani. Finanțat de Consiliul Local Voluntari. Pentru că nu-i ajunge podcastul de la evenimentul zilei, prea puțin și trebuie să facă o emisiune seară de seară și să presteze că vine campania electorală. Eu i-aș pune emisiunile în care vorbea despre Firea. Pe cuvânt că le-aș aduna și le-aș trimite doamnei Firea. Probabil că e umilință mai mare pentru Turcescu decât să pupe mâna celei pe care a înjurat-o ani de zile și a înjurat-o cu nu neîntemeiat. Aveai ce să spui și ai ce spune și acum. Scrii romane despre Gabriela Vânceanu Firea. Da? De la banii de la Intact și... de la domnul profesor Voiculescu, banii de la Crescent care au intrat prin Intact și despre care are știință și cunoștință și așa mai departe, până în prezent cu toate cele. Da, deci nu mă mai dezmeticesc. De ce? Ba, trebuie să te dezmeticești, că toată lumea bună din presă, tu nu te numeri, îmi pare rău, acolo tu ești corijentă. Și toată lumea bună din presă mănâncă rahat când trebuie, ok? Bă, hai, fă-te că lucrezi. Știi, dar cam la mulți vine momentul în care te surprind cu o față pe care nu o cunoșteai. Din ce în ce mai mulți oameni nu e adevărat. Încep să fie greșiți. Eu ziceam că totuși ai văzut multe în România în 25 de ani de presă sau câți ai tu. Da. Și nu te bănuiam de o naivitate oarecare. Bă, nu e chestie de naivitate. Nu te-ai făcut destul de râs. Nu te-ai... Nu. Deci, ce trebuie să mai facă Turcescu ca să ajungă să... plângă de milă. Nu știu. Mănânc și plâng. Mănânc, săracul Labiș. Nu cred că Labiș era sau Gambeta. Nu mă, moartea căprioare. Nu, era ăla. Era desculț, era romanul, desculț. Nu, lasă-mă cu desculț, alu Zaharia Stancu. Da. Aici vorbim de mănânc și plâng, mănânc de la moartea căprioare. Sigur? Sigur. Bine. Oricum, eu la școală mai ușor așa. A fost altă dată. Te asigur. Și cu COVID-ul ăsta, cu timpul. Da, vorbim de moartea căprioarei Turcescu. Da. Bun. Așa stând lucrurile, aș vrea să vă supun atenția asupra unor fapte regretabile. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu... E frontul ăsta, nu mai știe lumea. Apropo de băiatul ăla, vreau să comentez de Sorin Lavric. Da. Doamne, lumea nu înțelege care e treaba cu americanii și simt nevoia... Te rog. Să exprim niște lucruri, că lumea chiar nu înțelege. Care e treaba cu americanii? De ce sunt răi? De ce sunt buni? De ce una? De ce alta? Doamne, americanii au venit cu o constituție... la un moment dat, care era una dintre cele mai novatoare pe vremea respectivă, dacă nu cea mai, care zicea în principiu un fel următor, din câte am mai citit și eu și am mai auzit de pe la alte persoane. Ei au venit cu acest concept că, de fapt, guvernul e o chestie pe care noi, ăștia de aici, o facem, dar nu să ne suprime, ci să ne apere drepturile.
pe care noi le considerăm date de Dumnezeu. Pe asta se baza treaba. Deci oamenii ăia care au fondat America au zis, băi, uite care e treaba. Noi aici ne considerăm liberi. Da. Pământ cât vezi cu ochii. Există niște limite ale libertății astea, că le încarci după aia pe alea altora. Și guvernul ăsta care vine peste noi, nu e vreo șmecherie, că nu vrem să ajungă cum au ajuns alea până Europa. Au monarhii toate turbați și care comiteau unele peste altele. Și au zis, nu, nu vrem aia. Vrem să asigurăm un cadru liber în care lumea să se desfășoare. Și guvernul ăsta, mai ușor cu urcatul pe oameni, că se va întâmpla guvernul ca acolo. Guvernul federal. Guvernul, bun, la vremea respectivă erau stat, nu știu, în sfârșit. Nu, da, federal, nu, era nu mă pacă, nu știu alta istorie. Dacă era înainte, după, altă poveste. În principiu au zis, domne, mai întâi suntem noi și după aia e statul. La vremea respectivă nicăieri nu era așa. Și în lumea veche a rămas... După Constituirea Statelor Unite. A rămas că, domne, era băiatul ăla de la castel și noi pe lângă el, așa, cumva. Constituția asta a permis libertățile respective și a dus, după părerea mea, la o înflorire economică fără precedent. Pentru că oamenii care au libertate pot alege, în condiții respective, dacă treaba e foarte bine așezată, să facă bani. Și asta s-a întâmplat. Într-un fel de cadru concurențial suficient de relaxat încât să permită niște... Bineînțeles că au fost abuzuri, bineînțeles că din când în când mari gânditori ai Americii atrăgeau atenția că dacă o să ni se tragă de la ceva, o să ni se tragă de la banchieri care încep să colaboreze cu politicul și iminența respectiv primejdea respectivă era adusă constant în atenția publicului și îndemnul de a lupta împotriva unei astfel de acaparări era subliniat destul de des. Bun, acum noi zicem că vrem libertăți, dar ele au fost toate consfințite și asigurate, de fapt, de ăștia, de americani. Despre ce vorbim? Rușii, spre deosebire, erau, întotdeauna au fost o monarhie absolut întunecată. Ești de acord că noțiunea de drepturi ale omului fără Statele Unite nu s-ar fi impus pe plan mondial? Da, ei au acționat toți anii ăștia ca un fel de jandar. Să avem drepturi. Nu, dar ei au acționat 100 și ceva de ani în această pace americană pe care au brokerat-o, au administrat-o ei, câteodată destul de dur, care unul ar avea și lucruri bune și lucruri proaste, însă a fost administrată, a asigurat un schimb comercial fără precedent și niște condiții, bun, mai mult sau mai puțin egale pentru țări, în măsura în care țările respective achesau la un set de standarde, de reguli. Da? Bun. Evident că era administrată de oameni care erau lacomi, ca toți oamenii. Nu erau zei, acolo nu erau zâne. Și au fost excese. Unor mari, porcești, evident, și greșeli uriașe. Evident că era infiltrare și a fost, de la început, după părerea mea, accentuată în momentul în care bănci din Germania și din Europa Centrală au început să se mute pe coasta de est, mai ales în New York, cu, nu numai cu capitalul, dar și cu influența ideologică de rigoare. Și au existat mai multe încercări succesive de instaurarea acestei bănci centrale, care acum se cheamă Federal Reserve. Până la urmă au reușit. Au existat președinți care au fost împușcați, două bucăți. Că au vrut să otrăviți câțiva. Da. Deci acolo a fost măgărie constantă, nu? Era vestul sălbatic. Dar oamenii care au fondat America au avut niște principii și au știut ce fac. Au un sistem electoral destul de stufos, tocmai pentru gândit pentru a asigura niște echilibre pe care ne simțim ăștia de liberali, de democrație, acum îl sabotează și mai departe. Dar ei au adus totuși, întotdeauna când ai de a face cu un război, inclusiv pe vremea romanilor, veneau și îți luau femeile, îți luau orul, da. Oamenii aduceau ceva acolo. Ei erau purtătorii unui grad de civilizație, oarecare, față de restul. Comiteau crime și violuri, da. Dar aduceau ceva în schimb.
istoria îi însărcina să aducă niște civilizații în zone, în zone în care nu erau sau care nu erau. Bineînțeles că la firul ierbii până simțiții care miroseau și care omorau, îi interesau niște lucruri materiale. Ceva mai sus, lucrurile stăteau altfel. Metafizic, oamenii ăia ți-aduceau niște lucruri acolo, ți-aduceau pe ducte, te învățau să faci niște comerț, aduceau niște chestii cu ei. Dacă era temporar sau bun, în ce măsură, altă discuție. A fost valabil întotdeauna pentru marile imperii, inclusiv pentru, să zic așa, ultimul mare imperiu, cel britanic. Mă rog, care avea niște granițe oarecare. Întreabă niște indieni să vezi ce spun. Spun că, bă, da, au venit și au făcut o felă porcării prin India, dar ne-au lăsat o administrație. India e o democrație cea mai mare, cu un miliard și ceva de oameni. Și o chestie foarte complicată, de fapt. Nu-s convins că merge 100% perfect, de fapt, sunt convins că nu merge. Dar are oarecare... Au venit cu ideea asta că, bă, dacă e libertate, ai o pace. Și dacă oamenii încep să aleagă, bun, altă poveste cu democrația, dar în condițiile astea în care noi ne-am dezlipit cu totul de divin și nu mai înțelegem că regii aveau un rost și nici ei nu mai înțeleg că ei aveau și ce rost aveau și toată treaba e căzută în rahat, bun, atunci hai democrație. Și mai sunt și, bineînțeles, că mai sunt și alte motive. Destul de sinistre unele dintre ele. Dar așa a vrut creatorul și atunci așa a curs. Acum tu... Zici, domnule, noi nu, americanii ăștia sunt, știi, cam balanța, cel mai prost om din lumea e american. Mă, nu cred asta. Sunt un alt american proști, dar au adus un pic de lumină pe aici, prin zonele astea. Rusia a fost întotdeauna o patria întunericului. Despre ce vorbim? A, mănăstirile, da, ok, și nici acolo nu știm exact ce s-a întâmplat. Da? Și câtă lumină au adus? Și cui? Mm. Sunt discuții, dar cât? Punctual? Și dacă vorbim de, nu știu, eliberarea de deținuților politici din 64, păi a fost brocurată de americani, punct. Nu te ruși, bă, copii. Da? Alo, domnul Lavric, haideți, veniți cu un telefon să mă lămuriți. Eu nu sunt istoric, dar nu o să vă fie moale. Sincer, mi se pare o prostie. Iar ăia de acolo, de la Confucius, eu știu cine m-a semnat pe acolo și sunt oameni din mediul universitar. Acum, dacă sunt niște, dacă au făcut că măgării sau nu, nu știu, n-am de unde și mă interesează. Au fost niște greșeli enorme că au băgat pe chinezești aici. Că ei vin și spun, da, limba chineză, da, ok, limba și cultura chineză și sprijin asta, da. Nu e limba și cultura chineză, e limba și cultura chineză, de fapt, ăla e un înveliș, ăla e gardul, leopardul, e că vin cu măgării comuniste chineze, bineînțeles, și sunt o rețea de influență. Casa Română-Chineză, la fel, ce porcării sunt astea. Bine, ei sunt niște ONG-uri, n-ai ce să le faci, da? Și se duc și fac lobby de dimineață până seara, dar îmi spuneți mie că e despre cultură, că nu vă crede nimeni. Și vă face și de râs. Acum, întrebarea mea așa interesant, pe mine m-am întrebat, ce crede SIE despre legea asta? A emis vreun raport, ceva? Da, mai există SIE? Există, da. Domnul Vlase, simți că a făcut ceva de când e la SIE? Există și... Există și a salarii, asta n-am nicio îndoială. Ideea care e? Da. Bă, să aveți grijă, că eu n-am nicio problemă cu ce faceți voi sau nu faceți, că e treaba voastră și semnați ce doriți. Numai că s-ar putea ca atunci când să lămuresc toate lucrurile până la cotoraș, nici mamele voastre să nu vrea să știe că v-au născut. Doar zic. Mă întrebai de SIE, da? Că lucrurile sunt nasoale, adică lucrurile nu... Zici, domne, China, da, mare putere, luăm și noi un ban, facem o măgărie. Bă, copii, e mai greu de atât. Da, voi faceți ce credeți. Eu doar vin să vă spun că altceva n-am ce să vă fac. Nu o să pot să vorbesc în clar lucruri la televizor, că nu se face. Unele lucruri sunt atât de triste și de sinistre, de fapt, nu de triste, încât ți-e și frică să vorbești despre ele. De exemplu, v-aș recomanda un film, o mărturie a unui doctor numit Richard Fleming. Băieții din colegii mei din New York au scris despre el. Omul, despre cartea lui în primul rând. Despre cartea lui în primul rând. Omul ăsta depune și titrat filmul în românește, subtitrat, găsit pe Rumble. M-am gândit să-l dau, să nu-l dau, dar m-am gândit că e mai bine să... Să nu-l dau. Să nu-l dau aici. Nu de altă, dar e destul... Doresc. Una la una că e destul de... Nu, deci este despre COVID și despre vaccinuri și despre cam ce crede omul ăsta despre COVID. Acum, dacă sunteți, aveți probleme cu inima, cu respiratul, nu vă duceți acolo. Okay.
că nu e bine. Mă, lăsați-o așa, că ce nu știi, că zic așa... Nu te omor. Nici asta nu e adevărat, că era să o spun, dar mi se pare că nu e, chiar nu e, în cazul ăsta chiar nu e adevărat. Omul a depus o mărturie, bun, luată în prezența unui notar, care va poate fi folosită în viitoare procese. Procese. Și ăsta este un medic destul de cunoscut, un autor și autor de brevete și printre altele de lucrări științifice. Este prezentată oarecum pe înțelesul tuturor, sunt o grămadă de termeni și sunt o grămadă de ipoteze lansate acolo în care eu, pe care eu cred că ar trebui să le luăm un pic în considerație. Acum, noi, ca zic așa, problema cu genul ăsta de informații și de materiale e că ele sunt așa, post, ca zic așa, post-mortem. La Purceaua este, ca zic așa, în coteț. Nu vreau să spun moarte, dar... Adică lucrurile deja, laptele curs. Dar cred că e bine să fiți informați. E destul de revoluționar și pentru cei care încă sunt de părere că totul a fost o mare întâmplare și că de fapt nu e nimic ca problematic și mergem înainte, eu aș zice că mai bine vă uciți acolo dacă nu vreți să aflați adevărul. Eu vi-l recomand. Îl găsiți încă o dată în comentariu în comentariile din seara asta pe Facebook. Bun. Și leg recomandarea asta de ce am spus adineaori despre băieții ăștia de la SIE. Nu, dar el are o carte de vizită absolut impresionantă. E considerat părintele, tădicul, ca să zic așa, al cardiologiei nucleare. Un medic extrem de cunoscut în America, controversat, pentru că... Are licența suspendată. Da, la acest moment. Nu știm ce acolo, nu ne băgăm, nu e treaba mea să înțeleg din enunțul de suspendare a licenței, de ce e suspendat, asta am căutat eu, că așa puteam să iau de bun, dar în genere, ca jurnalistul de investigație, când un personaj intră în scenă, vreau să știu cu cine prășește. Și l-am găsit care licența suspendată pe 10 ani, începând din 2018, deci înainte de pandemie, avea niște probleme cu autoritățile din domeniul sanitar în Statele Unite. Toată lumea recunoaște știința de carte și ce spune e greu de contrazis, chiar de către specialiști. Dovadă că nu i-a sărit nimeni la beregată, nici măcar celebrul domn Fauci. Dar e bine de văzut și e bine de știut. Nu vreau să mă pronunț nici pro și nici contra, pentru că trebuie să-și formeze fiecare o părere. La această emisiune n-am fost nici pro-vaccin, nici anti-vaccin, apropo de neutralitate. Am spus că e o decizie mult prea importantă ca să dăm sfaturi. Cred că fiecare e în măsură să gândească pentru el și pentru organismul lui ce are de făcut cu el. Dar e interesant pentru că, în genere, post-factum se întâmplă multe lucruri și America, mai devreme sau mai târziu, văd că va trebui să recunoască și în unele chestiuni deja recunoaște acel lucru, de unde a plecat vaccinul, de ce a fost făcut, cum s-a contracarat, cât de eficiente au fost medicațiile și măsurile și așa mai departe. Și deja se plătește în unele țări. Fostul premier al Italiei este incriminat, emis în instanță acum. Da, Giuseppe Conte. Ăsta da, băiatul ăsta e... Pentru că a gestionat în perioada respectivă pandemia. Crezi? Nu a plăcut. Crezi că pentru aia? Da, exact. Asta e dosarul. Bine. Și pe Dragnea l-au băgat pentru mizeria aia, dar stai că nu... Deci l-au băgat pentru ce s-a întâmplat la Bologna, la Florența, la... Știi că era scandalul când au plecat și medici români într-acolo. Mm-hmm. Da? Cu ventilatoarele, cu să le dăm, să nu le dăm, să controversele, izolete. Dar ce am și uitat, vezi, a trecut atâta timp de la pandemie că oamenii au zis că putem face orice în regim de urgență, cum ne povestește și acest domn doctor, inclusiv domnul Fauci, să le validăm pe vaccinuri în regim de urgență, fără să le fi verificat măcar pe animale. Nu există test măcar pe animale făcut. S-a trecut direct la test pe oameni, ceea ce de la naziști încoace nu s-a mai întâmplat. Și tu zici că ăsta e motivul real?
La Conti? Sau la domnul ăsta? La Giuseppe. La Giuseppe. Ăsta e, dosarul e făcut efectiv pe vaccinuri. Pentru asta l-au trimis în judecată. Pentru ce motive mai avem acolo, nu mai știu eu, alea-s culise. Așa, uite, Berlusconi, în dosarul lui, la celebru cu fetițe, l-a fost achitat. E limpede și de vreme acasă. Premierul ăsta a căzut foarte ciudat atunci. Când a căzut? A căzut când era scandal cu alegerile din America, dacă ți amintești. Nu era... Da, îmi amintesc. Era înainte de pandemie. A căzut așa, într-o săptămână s-a sucit cineva, da. Renzi, care a format cu el o alianță. Pentru fapte dinainte de pandemie. Așa odată, nu. S-a sucit pentru modul în care a administrat pandemia. Dintr-o dată, așa. Brut. Nu, dar dintr-o dată i-au retras sprijinul politic. Da. Și s-a trezit că e singular acolo pe scenă, da. Și vorbește singur. Cum guvernul Gavrilița, brusc, s-a trezit vorbind singur. Și a fost înlocuit. Da. Totdeauna când se ridică sprijinul politic la un partid, sunt motive care se spun și motive care nu se spun în orice țară. Și la un moment dat mai afli. Dacă le mai afli, când se mai deschid arhive, când mai depun unii mărturii. Deși nici mărturii nu cred, pentru că și mărturile când se fac, de ce se fac, de ce nu deschizi gura când trebuie și te trezești când tragi spuza pe turta ta că ai ceva de spus? Bine, acum să știi că, de exemplu, au mai pățit-o și alții. O știre care mi-a captat atenția este că magnatul Rupert Murdoch, care deține Fox printre altele și Sky News în Australia. Văzut știrea aia, zi despre ea. O știre interesantă. Foarte interesant. Recunoaște asta din G4, băieții, prietenii mei, care dau ghele după ghele pe externe. Nici mai știu dacă poate că nu dau ghele, poate că așa scriu ei. Deci n-au voie zbun pe externe asta atâta tot, ești un rău. Oare? Da. Zici tu că așa e? Nu așa cred. Te-o să iau, nu știu, Silviu Sergiu, mai sunt, mai e lume pe bar. Dar Silviu Sergiu nu e specializat pe externe. Bă, nu e, dar oricum e mai bun decât ce fac ăștia aici. Asta e, da. Adică măcar nu se duce după fente de-astea de 2 bani. În sfârșit, Murdoch recunoaște în fața justiției americane că televiziunea sa Fox News s-a făcut ecou minciunilor lui Trump privind alegerile prezidențiale din 2020. Mm-hmm. Da? Cum vine chestia asta? Se toată lumea, poate că știe lumea. Își pune o cenușă în cap, fost... ce nu înțelegi. Exact. Asta își pune puțină cenușă în cap. A fost o curbă interesantă în noaptea alegerilor, care la un moment dat a luat-o împotriva statisticii. Dar se mai întâmplă treaba de asta. După ce o campanie foarte ciudată, în care Joe Biden a stat ascuns pitit în basement și în care toată lumea l-a urât pe Trump și care au schimbat sistemul de vot, au permis voturi prin buletine trimise, în sfârșit. Bun. Și după care a culminat cu incidentul din 6 ianuarie, în care niște protestatari sau nu, ce or fi fost ei, că erau și unii și alții acolo, erau mulți membri ai agențiilor de informații americane, se pare, au pătruns în sediu în Congresului, în Capitoliu, și au stat cu picioarele pe mese și au luat ani de pușcărie pentru că au făcut pe acolo caterincă și au spart niște uși și de fapt s-a hotărât că a reieșit că Nancy Pelosi e vinovată pentru ordine pe care le-a dat și care au slăbit paza Capitolului și mai multe lucruri pe acolo. Bun. Evenimentul a fost luat și rostogolit ca un fel de insurecție și că terorism intern din partea susținătorului Trump. A fost o întreagă minunăție acolo, la care au pus botic cu o grămadă de oameni din presa românească, în general băieții care iau fără să mestece știri de pe BBC, de pe CNN, de pe toate oficinele. Uite. Și acum, ce se întâmplă cu Murdoch ăsta? Bă, n-am, întreabă-l pe el, de unde să știu. Cum a ajuns să îngenunchezi un om care deține atât companii media atât de mari? E o întrebare. Este.
Asta e întrebarea care mă pasionează pe mine, că ce s-a întâmplat acolo e clar că nu. Vale. Nu, și, nu, dar și ce urmărește? Pă, lasă să-l îngenunchezi. Faptul în sine că, că spune public asta. Pe mine mă pune pe gânduri. Puterea în general se poartă, știi? Că dacă o spune, dacă vrea să o spună sau nu e una. Dacă e făcut sau nefăcut să o facă, e, aia e întrebarea după părerea mea. Vrei să știi că m-am deschis materialul ca să știe lumea despre ce vorbim, să nu creadă că vorbim după pereți. Fostul premier al Italiei, Giuseppe Conte, a fost pus sub acuzare într-o anchetă care vizează măsurile luate în pandemie de către parchetul din Bergamo pentru, din regiunea Lombardia, pentru că acel parchet a început acum 3 ani ancheta și a finalizat-o acum. 19 persoane sunt vizate în anchetă. Acuzațiile care li se aduc sunt de omor multiplu, epidemie din culpă și refuz de predare de documente oficiale. E, sună într-un anume fel. Da. Iar procurorii din Lombardia îl acuză pe prim-ministru, adică pe Conte și cabinetul său de la acea vreme, că nu e singurul, și alți membri ai cabinetului, că au subestimat răspândirea virusului și nu au luat măsuri din timp. Îl băgam și pe ăsta, pe străinul Cercel, la capitolul ăsta? Eu mă gândeam. De asta am și citit, ca să se înțeleagă. Că să mi-o aduci, aduci la filă. Nu-i de glumă. Cum ombudsmanul european, cum îl cheamă, zic. Așa. Emilio Reilly. Face scandal și spune că tăcerea în privința contractului cu Pfizer pentru achiziția de vaccinuri împotriva COVID este o problemă care nu va dispărea și că trebuie să auzim ce s-a întâmplat. Nu va dispărea. Și o provoacă pe doamna Ursula von der Leyen să pună mâna și să, dat fiindcă acest tip de atitudine afectează încrederea publicului și o problemă care nu dispare, să vină să povestească foarte clar cum a făcut contractele, care e corespondența cu șeful Pfizer, de ce a șters SMS-urile. Aia e așa. Și așa mai departe. Nu, nu, adevărata poveste este cum ajungi tu să îngropi 7 milioane de oameni până acum. Fără să excludem ce carnagiu din China pe care încă îl acoperă. Da, ăștia în Occident, să zicem, da? Cum ajungi tu să pui niște economii pe butuci în toată lumea și să-ți cam nepedepsit? Aia e, părea mea că acolo e scandalul. Că Pfizer, că una, că alta. Ajungem și acolo. Stai, scandalul ăsta nu se va stinge niciodată. Păi stai puțin, poți, știi ce face New York Times-ul, ziar american. New York Times-ul dă în judecată Comisiei Europeană, am scăpat știrea asta. Da. Dă în judecată Comisiei Europeană pentru că nu a publicat mesajele text dintre șeful Pfizer și Ursula von der Leyen. Afară se discută lucruri foarte importante, iar în România dacă deschizi gura pe tema asta, ești antivaccinist. A doua zi. Așa te cataloghează. Asta nu este antivaccinism. Hai să fim serioși, una e una, alta e alta. Deci nu are legătură cu vaccinismul sau antivaccinismul. Se întâmplă niște chestii. Vrem să le discutăm sau ce facem? Sau băgăm sub preș. Problema cea mai mare în România este că sunt teme destul de importante sau foarte importante, cum e ăsta, care sunt acaparate de oameni complet necredibili. De genul Șoșoacă, exact. Terheș, Simion și ce mai e pe acolo. În timp ce oameni ca iluștri, ca de exemplu Funeriu sau toată presa asta de stânga sau de presa mainstream, de, să zici, ce să zici, quality, tace. Și oamenii aia știu ce se întâmplă acolo. Dar tac pentru că nu vor să lingă unde au scuipat. Nu. Da. Își îmbrățișează obtuzitatea, superficialitatea și o grămadă. Sunt grămadă de ăștia care se uită la tine ca la desculți, da? Și te-au făcut și ne-au făcut pe noi ăștia 3 ani am luat numai etichete de-astea de conspiraționiști. Bă, v-am spus că e din Wuhan, v-am spus că are virus în el, care are bucăți de HIV, da? Acum recunosc ei. Proteine, da? Deci v-am spus o grămadă chestii și pe alea pe care nu le-am putut spune din cauza că nu vrei să iei oamenilor aerul din plămâni, nu le-am spus, că nu se pot spune. Și speranța mare ultima, dar da, lucrurile și ne-am luat măscărele pe internet. Mai știi pe ăla din Germania care ne făcea calbie de porci pentru că lui Merkel îi zice că virusul ăla se cheamă nu știu cum și că vine din cai vers pe pereți.
Nicio problemă, dar eu știu câți oameni, câți prieteni am avut și cu câți am rămas. Da. E foarte bine. Acum, dacă, stai un pic, că dacă tu rămâi fără niște oameni din cauza de virus care nu vor să vadă despre ce vorbești, păi și nu, care... Eu gândesc cum, adică spun că ei gândesc așa, nu înseamnă că îi regret. Asta înseamnă că nu au înțeles nimic și e foarte bine. Consider că, da, deci e ca și cum ar fi slăina de pe burtă. Ești mai bine fără. Exact. Totdeauna e mai bine singur decât cu faci prieteni. Dar asta e problema. Problema este că trebuie să ne învățăm. Eu când, și cu asta explic tot ce se face în societatea românească astăzi, când nu poți să taxezi o problemă, că vai, am brățișat, a tratat-o prost șoșoacă și dacă spun și eu ceva, da, e ca șoșoacă. Atunci așa a început Vadim, așa a compromis Vadim patriotismul. A făcut un naționalist grețos și oamenilor a fost jenă să spună măcar că sunt patrioți. Dar, da, după ce a câștigat alegerile din 2009, Traian Băsescu a venit la sediul Evenimentului Zilei, unde era o echipă entuziastă pe care i-a recunoscut meritul că l-a ajutat în a fi președinte, pentru că noi l-am făcut pe Năstase Bucăți. O trupă de femei. Aveam doi băieți acolo. Ce altceva? Fete. Așa. Și l-am sfătuit. M-a întrebat ce să fac. Nu ne-a găsit atunci, eram chiar plecate să ne luăm, să mergem în piață, niște fulare portocalii din pavilionul H. A vorbit cu restul redacției, dar după aia ne-am întâlnit în piață și l-am întrebat ce are de gând și el ne-a întrebat pe noi, că noi eram singură, ce am de făcut. Zic să faceți, să permiteți o presă liberă. Să nu vă faceți presa dumneavoastră cum vă sfătuiește toată lumea, să nu vă faceți Antena 3 pe DOS, care să spună ce vrea dreapta de data asta, nu? Să faceți, să lăsați, să permiteți României și să încurajați asta o presă liberă, care să vă critique când faceți un lucru bun și să vă, când faceți un lucru rău și să vă laude când faceți un lucru bun. Pentru că asta este presa, care relatează realitatea. Dar dacă punem, dacă face un zbâtie un securist care e de tabăra noastră și vin redacție la redactorul șef care zice, ai, el de al nostru, lasă-l. Și nu publică chestiunea respectivă, da? Ce e aia securistul bun? E dacă e de-al nostru e bun, dacă e de-al lor e rău. Că s-a făcut acest clivaj, s-a împărțit lumea în tabere, s-au confiscat teme și mai e cap să vorbești despre ceva, că mai vorbi nu știu care e din altă tabără. Este îngrozitor. Luați, judecați cu capetele voastre, vă rog eu frumos, fiecare problemă în sine... Întoarceți-o pe toate părțile și să nu vă pese cine mai vorbi despre ea și căutați cu bunul simț pe care ne-a lăsat Dumnezeu tuturora și îl simțim în noi. Nu, uneori îl simțim. Căutați unde Dumnezeu poate fi ceva adevărat. Păi nu, asta de copii mici, ce vorbești? Păi, ce să spuneți? Sfat probabil... elementar dat unui om care e bombardat de presă și n-ar din s-o citească. Procente întregi din electoratul român nu gândește cu creierul lui, că nu știe cum, nu l-a învățat nimeni. Dar nici să asculte la televizor și să spun, am auzit eu mamă la televizor și e sfânt că am auzit la televizor. Bineînțeles, și este cultivată această, da? Nu îndeamnă să fie, să se educe, nu îndeamnă să gândească. Școala e un fel de tonomat de citit baburel și compuneri și nu știu ce fac eu acolo, limite și trăznăi. Nu-ți explică nimeni, nu bă, ce folosești? Adrian, că eu nu mă adresez aici publicului României TV, care nu se uită la mine și nici publicului Realității TV. Mă adresez dezorientatului care are ceva școală, care are niște resorturi în sufletul lui și dacă se caută bine și se ascultă, s-ar putea să găsească răspunsul. Eu cred că singurul dezorientat pe canalul ăsta vine de la băieții aia care fac rezumatul. Ăia. Tu crezi că ai dezorientație aici? Nu. Ai oameni normali la cap, troli și băieții care consemnează. Dar ora parte la stăpânire despre ce am mai vorbit nebunia. Dar toată lumea știe că nu. Deci nu știu, eu sunt puțin. Domne, în sfârșit. Cum poți să fii sceptic într-o țară care și-a schimbat șeful DNA, șeful parchetului general, șeful DICOT și mai nou s-a schimbat și șeful reprezentantul României la Tribunalul Internațional. Trăiască și înflorească, da? Cu niște oameni această rodica stănoiu a României. Pentru care Dan Tapalagă încere să totuși să le dau că poate au o șansă. E foarte interesant. Da? Când eu știu cine e Voineac și cine e soția domniei sale și ce-l recomandă, când la interviu habar n-avea care sunt atribuțiunile DNA de fapt. Pentru că ce a spus că vrea să facă cu DNA nu e treaba lui. Recuperarea debitelor și a banilor nu e treaba lui, e treaba ANAF-ului pe care nu și-o face, nu și-a făcut-o în cazul Voiculescu. A recuperat 0, nu știu cât la sută. O altă veste bună,
O altă veste bună este că Vanessa Iones a fost... Da, prescrisă. A fost prescrisă. Dar ce-i singura? În dosarul milionul, nu în dosarul ayahuasca. Știi, am să-mi fac în timp într-un weekend din ăsta, între o joi și o marți, să fac o listă de cât s-au prescris. Da, nu, ca că să nu vezi cum poți. Poți să faci asta? Da, pot să mă uit la procese. Dosare. La procesele importante. Sunt foarte multe dosare. Da. Și nu numai alea importante sunt importante, toate sunt importante. Am trimis justiția acasă, am adus doi tinerei care chipurile știu școală. O să știe, nu i-a acuzat nimeni că nu știu. Tot o să facă. Așa, pe doamna, n-am cuvinte, pe Georgiana Hoss am înlocuit-o cu o doamnă care nu-mi spune nimic bun, dar dacă e să gândesc la jurnaliștii care purtau, cum se spune, lancia anticorupției, ei mă sfătuiesc să le dau un cec în alb. Eu mă declar foarte descurajată de tot ce se întâmplă și nu cred în șansele enunțate de Predoiu. Nu cred în cecul în alb pe care îl dă când a făcut Predoiu propunerile. Iohannis l-a felicitat. A spus că a făcut ce e bine și e clar că îi va valida. Da. Acum așteptăm răspunsul CSM-ului. Dacă CSM-ul dă aviz negativ, el trebuie să-i mai examineze odată, dar poate ignora. CSM-ul e în continuare facultativ. Și îi mai poate recomanda încă o dată să ajungă la validare la Iohannis. Cert este că Predoiu pare a avea încuvințarea lui Iohannis pentru actuala osatură din justiție. Pare. Rămân la ideea, cunoscând bine fenomenul, că toată lumea are legături vizibile sau mai puțin vizibile cu doamna Sabonea, care e orice numai o iubitoare de justiție și de democrație. Nu. Așa că unde justiție nu e, e haloimis. Nu e niciun haloimis. Hai să vorbim un pic despre Ucraina. Că 4 minute. Mai degrabă despre Rusia. O știre de pe Europa Liberă foarte interesantă. Poliția dintr-o regiune din vestul Rusiei. Știu știrea. A arestat miercuri pe tatăl unei fetițe care a făcut la școală un desen împotriva războiului dus de Rusia în Ucraina. Asta e știrea. Da, fetițe la orfelina deja. Fetița, pe nume Masha, clasa a 6-a, a desenat un steag rusesc pe care scria nu războiului. Clasa a 6-a. Și a ajuns la orfelinat. Precum și un steag ucrainian nenorocită, pe care a scris nimic altceva decât glorie Ucrainei. Asta nu e deja... Slava Ucrainii e o problemă. Imediat profesoara a sunat la poliție. Înțelegi? Știrea de pe Meduza. Și pe copilă au luat-o FSB-ul rus și serviciile de protecție a copilului. Da? Ăștia-s ruși. E deja în orfelinat, Adrian. Am citit știrea și... E deja în orfelinat. Au dus-o și au luat-o și au dus-o la serviciile de protecție a copilului. Și tatăl ce să facă? A fost acuzat de discreditare a armatei ruse. Amendat cu $400 și țeapă. Și tras la răspundere că nu și-a crescut corespunzător fica. Pentru că fica n-ar fi desenat așa ceva dacă n-ar fi auzit în casă. Dar știi că a semnat un decret Putin prin care pentru denigrarea grupului Wagner sau armatei, minimum 15 ani de pușcărie? Adică nu va mai deschide nimeni gura în Rusia. Asta ca să fie foarte clar despre ce se întâmplă acolo. Nu-ți mai dau un glonț în ceapă, Rani Politovskaya, dar te închid 15 ani numai pentru că ai ridicat o sprânceană către Prigojin. Cât de stabil e o țară întinsă pe 11 fuse orare care se bate cu un copil de clasa a 6. Câtă neîncredere și paranoia poate să aibă statul ăla în el? Și cât de rezistent poate să fie? Cât de solidar tu ca stat? Cât de împreună cu toată lumea poți să fii? Dacă tu trimiți niște gorile de la FSB să ridice o copilă de 12 ani sau 13, cât avea, nu ai. O copilă. Pe știrea aia m-a cutremurat din toată ziua de ieri, mi s-a părut cea mai importantă. Înțelegi? La monitorizare. Și ca să înțelegem despre cine e vorba, dați-mi și mie poza cealaltă, ca să nu o comentez.
E un cadru luat din alocuțiunea lui Putin, de acum două săptămâni. Regia, poza. Că e important să ne dăm seama ăștia, băiatul ăla care stă în dreapta imaginii, care are o față de zici că a scăpat de la măcelul dinozaurilor. Ăla e Igor Secin, dacă nu mă înșel. Da. Stakhanskin, da. N-a arătat bine niciodată, dar acum parcă arată mai intelectual ca oricând. Da? Deci ăla e unul dintre cei mai puternici oameni din Rusia. Da? Și pe fața lui se citește rafinamentul și mă rog, multe alte lucruri. Nu vreau să fac să judec un om de Platon. Să judec un om după față, dar în general îți mai dai seama dacă au lumină în creier, mulțumesc, ca să nu mai leapă de cineva sau mai crește, scădem natalitatea. Mi se murd la noapte. Ăștia silovici, ăștia conduc Rusia. Sunt oameni care beneficiază sume enorme de bani și care înfundă gura unui copil de clasa așa care face un desen. În secolul 21. Și sunt ce viitor are statul ăsta? Sunt nemernici pe lumea asta care înjură Ucraina și proslăvesc acest stat, statul rus, care face un război sfânt. Da? Dacă sfânt cineva își imaginează că statul ăla stă pe niște picioare, deci dacă poți să-ți imaginezi. Dar cum e un stat care își permite să ia un copil din casa părinților lui? Și nu, că asta își permit o grămadă. Și canadienii își permit rahatul ăsta și finlandezii își permit și o grămadă de... Se pare monstruos. Pentru că autoritarismul ăsta e ceva care prinde foarte tare. Pentru un desen, Adrian, pleci în Canada la orfelinat, te iau de la școală și te... Pleci pentru alte lucruri care sunt la fel de stupide, dar nu sunt atât de sistematice, una la mână. Știi? Ai o problemă mai mare. Nu e numai Rusia, dar Rusia e acolo. Știi? Cum zicea maestru jurnalismului românesc? Dacă câștigă ăștia, ne ia dracu pe toți? Da. Maestru în ghilimele și vorbim despre... Și sunteți așa de inteligenți încât pariați pe Rusia? Wow! Păi, în cazul ăsta, cred că vă și meritați, mă, băieți. Și cu asta aș vrea să vă... Pariază mulți pe Rusia, din păcate. Foarte bine. Și pariază greșit. Dar fiecare are dreptul la opțiune. Și va plăti pentru ea. De asta avem liber arbitru, ne-a lăsat Dumnezeu cu el, funcționăm cu el mereu. Și funcționăm până marțea viitoare, când ne vom revedea. București TV încă mai este în piață, așa că ne vedeți acolo de la 22:30 și oricum pentru cei care nici la ieși în reluări, dar pentru cei care ne-au scăpat, dar nici la televizor nu se uită, rămân emisiunile arhivate pe conturile noastre de Facebook și le regăsiți oricând. Toate cele bune!